Fabrica de materiale de construcții deținută de Irinel Columbeanu a început să acumuleze datorii la primăria Târgu Cărbunești după ce activitatea a fost oprită. Penalitățile au curs de-a lungul timpului, fapt pentru care astăzi s-a ajuns la o datorie de aproape 2 miliarde de lei. Hotărât să ceară insolvența, primarul orașului Târgu Cărbunești, Mihai Mazilu, a fost rugat de afaceristul Columbeanu să-l mai păsuiască o vreme. În părere, noi trebuie să declanșăm insolvența. M-a rugat să mai păsuim puțin, l-am mai păsuit, luna trecută a achitat 100 de milioane, deci 10.000 de lei bani noi, roni. Așa, urmând ca până la sfârșitul anului a zis că încearcă să achite 1 miliard, să mai intre în 9 ani cu 700 milioane lei deci. În situația în care afaceristul nu se va ține de promisiunea făcută, primarului din Cărbunești nu-i rămâne decât să ceară insolvența societății acestuia. Să declanșează procedura de insolvență. Are conturile blocate, după aceea va fi un evaluator, un executor, va scoate la vânzare tot patrimoniul care sunt aici, bunuri fixe și mobile, și să ia în ordinea care se cunoaște prima dată, deci Ministerul Finanțelor, după aceea obligațiile față de primărie și după aceea obligațiile față de terți. În anul 2006, firma inaugurată de omul de afaceri Irinel Columbeanu anunța cu surle și trâmbițe crearea a cel puțin 200 de locuri de muncă, numai că minunea nu a durat prea mult și afacerea s-a dus pe apa sâmbetei.